Tatiana Solic și astăzi v-am pregătit o poveste cu semafoare. Înainte să răspundeți la următoarea întrebare, mă gândesc că foarte mulți dintre voi există posibilitatea să aibă o mașină. Și întrebarea mea sună în felul următor. Zilnic întâlniți mai multe semafoare verzi sau roșii? Cine întâlnește roșii? Ei bine. Și acum urmează povestea. Probabil mai puțin întâlnesc mai multe semafoare verzi. Majoritatea sunt foarte grăbiți și le bag în seamă mai mult pe cele roșii. Povestea este extrasă din cartea lui John Gray, Cum să obții ceea ce vrei și să vrei ceea ce ai. Deci personajele care fac parte din poveste sunt John Gray și fica lui Julie. Dar mi-ar plăcea să folosim niște nume românești și să alegem două nume din sală. Niște propuneri de nume? Cineva din sală, niște nume din sală. Marius și Andreea. Marius și Andreea. Bine. Odată Marius, tatăl Andreei, mergea cu Andreea prin oraș cu mașina. La un moment dat, Andreea îl întreabă. Tată, Marius, de ce toate semafoarele sunt roșii la noi în oraș? Tatăl ei, Marius, nedumerit, zice, păi hai să facem un experiment și să vedem dacă chiar toate semafoarele sunt pe roșii. Au mers ei prin oraș, Andreea s-a pus pe numărat ce era și la un moment dat au ajuns la concluzia că mai multe semafoare totuși sunt pe verde. De ce mai multe semafoare sunt pe verde? Pentru că ne ia mult mai mult timp să trecem pe roșu decât să trecem pe verde. Nici măcar nu observăm cât de repede trecem pe verde. Și având în vedere că la un semafor roșu suntem și mai nerăbdători să ne punem în mișcare. Așa e și în viață. Observăm mai mult lucrurile neplăcute sau lucrurile care sunt mai greu de înțeles pentru noi. Vedem mai mult situațiile din viață exact ca pe lumina roșie a semaforului. Poate că din cauza că avem prea multe așteptări sau poate că nu încercăm să observăm suficient de bine luminile verzi, lucrurile alea mărunte care le trecem cu vederea. Pentru că lucrurile bune le uităm mai repede decât lucrurile mai rele. Și astfel ne pierdem încrederea că am putea obține ceea ce vrem. Eu propun să apreciem luminile verzi și să fim recunoscători pentru ceea ce adunăm în fiecare zi, pentru că astfel ne putem recăpăta încrederea că vom obține chiar ceea ce ne dorim și vom atrage. Și propun să mai facem un exercițiu. Vreau să vă dați cu părerea de care lucruri sunteți mulțumiți. Ei bine, începem cu mine. Eu sunt mulțumită pentru că de toți oamenii pe care i-am întâlnit timp de un an la public speaking, fiecare cu prezența lui m-a învățat ceva. Cine e următorul? Poate învățăm mai multe să apreciem lucrurile și prin intermediul opiniilor altor oameni. Felicia? Da. Mulțumesc. Irina? Mulțumesc.
mulțumesc! Ana? Mulțumesc! Ok, mulțumesc. Da, Alice? Mă bucur. Ștefan? De ce ești cu mulțumit? Ia să auzi. Wow, bine. Ok. Irina? Mulțumesc! Diana? Tu? Ai ridicat mâna, nu? Da. Ok. Mulțumesc! Și cam asta a fost povestea. Vă urez o săptămână frumoasă în continuare și să aveți parte de multe momente plăcute și de semafoare verzi.